Angajările ar urma să se facă după ce guvernul a emis o hotărâre pentru ocuparea unor posturi libere din cadrul Ministerului de Interne. Drept urmare, la nivel național, personalul serviciilor ar urma să crească cu 137 de angajați, iar asta se va întâmpla chiar la începutul anului viitor. Noi ne așteptăm, avem promisiuni din partea structurilor centrale că undeva la începutul anului 2018 să se demareze întreaga procedură de ocupare prin concurs a celor posturi vacante și dacă într-adevăr se materializează acea promisiune, sperăm ca din luna martie, așa cum se tot spune, să fie și la nivelul structurii noastre un grad de ocupare de aproximativ 90%. În mod normal, instituția în fața căreia aproape zilnic botoșenenii se strâng cu zecile ar avea nevoie de 19 angajați, însă posturi normale sunt doar 15, iar ocupate sunt doar 12. Și asta doar din vară, când au venit doi noi angajați, iar altul a fost detașat pentru 6 luni de la Inspectoratul de Poliție. Cu toate acestea, personalul tot nu ține pasul, mai ales că și cei veniți în luna august vor lipsi o perioadă. Unul dintre ei va pleca în decembrie, iar celălalt în luna ianuarie. Peste toată aglomerația și creșterea asta de cereri, mai întâmpinăm o... Am avut în 2017 două concursuri și întâmpinăm acum iarăși un moment nefericit în urma acelui. Ne-am bucurat că s-au ocupat posturile, dar ia câte că acei oameni trebuie să meargă la cursuri de inițiere și schimbare de profil. În cazul în care promisiunile se vor concretiza, anul viitor serviciul de permise va fi completat cu 3 noi angajați și încă unul cu statut special. Acesta va fi în structura direcției de la București, dar va deservi activitatea serviciului de la Botoșani. Însă și aceștia vor pleca pentru instruire imediat după angajare.